spunem ce animal observ prima dată în imaginea care urmează, iar eu am să-ți fac un scurt rezumat al trăsăturilor tale de personalitate. Poți încerca acest test făcându-l și prietenilor sau altor persoane apropiate. Dacă prima dată ai văzut pisica, înseamnă că trăiești o viață bazată pe echilibru. Te simți bine cu tine însuți, dar prețuiești și timpul petrecut cu prietenii. Îți place să explorezi necunoscutul, ești adeptul trecerii la acțiune, dar și știi că trebuie să cercetezi cu atenție mai întâi acest lucru. Cu alte cuvinte, luminezi mai întâi lucrurile aflate în întuneric, înainte de a porni spre ele. Dacă ai văzut mai întâi castorul, ești o persoană care are încredere totală în creativitatea propriului spirit. Nu lași ideile altora să te influențeze, încrederea ta în tine fiind un mare atu atunci când faci parte dintr-o echipă. Ești ferm convins mereu că prin cooperare se poate realiza orice. Nu te limitezi doar la a fi o persoană automotivată, ci cauți să fii o forță motivațională și pentru ceilalți. Dacă prima dată ai văzut calul, ar trebui ca cel mai bun ghid al tău în viață să fie sufletul tău. S-ar putea uneori să-ți subestimezi capabilitatea, dar n-ar mai trebui să o faci. Ai suficientă putere, seriozitate și determinare, atât fizică, emoțională și spirituală. Ar trebui să ai mai multă încredere în intuiția ta, pentru că te va ajuta să treci de toate obstacolele. Dacă câinele l-ai văzut prima oară, ai un simț impresionant al conștientizării, atât în ceea ce privește persoana ta, dar și a celor din preajmă. Ești devotat oamenilor pe care îi iubești, fiind capabil de iubire necondiționată. Chiar dacă ai un spirit protector foarte dezvoltat, știi și să prețuiești momentele de joacă în care îți încarci bateriile. Viața ta va fi plină de iubire, energie și entuziasm. Dacă la prima vedere ai observat caracatița, ești extrem de norocos. Caracatița este văzută de persoanele care se lasă conduse de creativitate și inteligență. Nu ai o viață ușoară și lipsită de obstacole, dar știi să le depășești cu stil, ușurință și grație. Provocările te fac să evoluezi și, indiferent de cât de neagră e situația, găsești în tine lumina necesară. Observând prima dată fluturele, există șanse ca viața ta să se schimbe rapid și tu odată cu ea. Așa cum fluturele apare doar când metamorfoza este completă și evoluția ta este plină de mister. Accepți pe deplin schimbarea și ești perfect conștient de faptul că o schimbare extremă, precum este moartea, este necesară pentru atingerea plenitudinii sinelui. Ești o persoană plină de strălucire și extrem de amabilă. Oamenii sunt atrași de frumusețea ta, considerând-o fragilă. Din grupul tău, ești acela sau aceea care se împacă cel mai bine cu ideea de cine este cu adevărat.